Și acum întoarce invers. În episodul de astăzi o să gătim pentru prima dată în natură, pescuim împreună cu Antonio, Luca și cu fetele. În caz că nu prindem, am o surpriză pentru voi. Am adus o știucă, deși aici e apă stătătoare. Borș de pește facem, ca la mama mai acasă, da? Eu nu le-am deloc cu gătit. Lasă că aici pe cineva care știe să gătească și mai avem și în stânga un ajutor. S-ar putea eu să prind astăzi cel mai mare peștuț. Haide să trecem la treabă. Dragilor, prima dată înainte de toate, trebuie să punem sănătatea pe primul loc. Iar pentru asta avem nevoie să facem mișcare și să avem o alimentație potrivită. E bine să știți că pe site-ul GymBio găsiți alimente sănătoase, suplimente alimentare și să nu uităm de aceste haine superbe care vă vor ajuta cu siguranță să faceți activitățile voastre sportive preferate cu mult mai mult drive. Aveți de asemenea și codul meu de reducere RADU5 pentru reduceri suplimentare la comenzile voastre. Toate detaliile și linkurile de la produsele mele preferate se află în descriere. Aici avem un... Cum se zice la voi? La noi se zice dog. Cum? Dog. Și la voi? Culpător. Păi, ceapa-i baza. Ca să iasă ca la bunica trebuie ceapă. Pentru început trebuie să le spălăm, da? Le spălăm pe toate. Bă, dar vreau să punctez faptul că aici e atâta liniște. Eu până acum n-am fost la pescuit, eu numai la vânătoare am mai fost cu tata, că tata e vânător. Dar cu pescuitul e altceva. E de relaxare mai mult. Nici nu știu dacă... Asta e sport? Mă, Luca. Ar putea fi și sport, dar eu vreau să te întreb ceva. Noi să facem ciorbă de pește, dar pește unghi. Păi hai mai întâi să pescuim. Să pescuim pește. Știucă. Știu că aveai știu ceva că... pregătit. Frumos, hai că nu-l scoatem deocamdată. Nu, lasă-l așa. Bun, deci prima dată curățăm morcovul, da? Teoretic ne trebuia o curățătoare, da? Bă, dar eu trebuie să văd să gătesc azi. Păi uite-te. Dai tu? Fii atent, ai văzut cum am tăiat ceapa? Uite, o șmecherie ți-ară la ceapă, yeah. Da? Da. După ce ai tăiat-o în jumate, cum ar veni? După ce ai tăiat-o în jumate. Și după aia îi tai curul și... Vezi? Și acum țac, îi tai așa. Așa. Odată. Și mustața, dar nu prea mult. Mustața numai un pic? Numai un pic, altfel te face să plângi. Stai așa, mă, să văd. Ia, mă, ia, hai. Deci o trag așa, mă, da. A prea mult, i-am luat prea mult. Hai, dă-i, că e bine. Așa. Știi cum era ăla? Dă-i, că... Așa. Gata, frumos. Perfect. Iau, bă, da, ce bine. Fii atent. Și o tai acum, o tai de aici un pic. Perfect. Odată. Și acum asta să nu mă facă să plâng. Mamă, dar ce, bă, bun, expert, perfect. Mă. Frumos. Expert. Bun. Și acum următoarea sau cum? Bun, după ce o spălăm, o tăiem julienă, așa, știi? Ce mă pricep cel mai bine? Să spăl legumele. Ai mai spălat. De obicei asta fac. De obicei asta fac când ies la grătar cu prietenii sau așa. Eu sunt cel care spală legumele. Dar și cel care învârte micii, da? Și acum tai de tot? Nu, sau până nu la? Tăia de tot, până aici, puțin, ca să poți să-l și... Păi da, dar nu, fii atent. Bă! De. Deci te duci așa. Uite, vezi, doar cu vârf. Te duci, țac, până jos. Țac, până jos. Țac, până jos. Păi așa nu zi, mă. Nu tai de tot până în capăt. Așa zi, eu am crezut că numai așa se păstrez. Ia, fii atent. Mamă, ce... Țac, e bine. Ia. Mamă. Deja prof. Au tăiat legumele foarte bine, de-aia stau jos. Au tăiat pe da. Și avem aici o știuculiță. Ia uite mă pe știucă. Ia uite, mamă, dacă miroase. Hai Radu, cu să spălăm. Hai, mamă, lasă mă pricep ceva. O, are și icre, mă. E? Yeah? Păi ce facem, mă, și icre azi? Păi așa scrie aici. Uită la 100 de lei. Oamenii cu asta se vine atâna decât am mai am băiat bine. Mamă, nu, bărbați, unul aranjează camera, unul gătește. Noi o să pescuim. Noi o să pescuim imediat. Cum e în natură, fetele? Eu ajung acasă seara, da? Fac un duș, același șampun, același prosop. Și același duș. Și același duș. Mă pun în pat. Ajunge acasă. Duș,
3 prosoape, mască. Mască. Nu, stai. E, că până la mască mai e ceva creme, nu mai. Așa? Kerastas, a? Nu, nu știu ce e aia, dar Kerastas. Așa. Adică e stas. Stai, mă, că asta nici n-a ajuns în pat acum, ajunge în pat. Daia gutieră, da? Ce mai avem? Skin care. Peciuri de ochi, mască, porți noaptea mască sau mască de oră două sau mască de câteva minute, mască de hidratare, mască de alunecare, mască de îndreptare, mască de... Băi, el știe acum că uneori îmi cere și el, cel puțin peciurile de ochi. E adevărat, băi, nu băgați seama, mă. Nu mai am peciuri de ochi deloc. Și am pus legumele, da? Morcovul, roșiile și ardeiul. Când punem apa? Apa mai târziu puțin, stai așa. Acum se călesc. Se călesc, acum da. Se călesc, da? Am înțeles. Păi e frumos în natură, momentan n-am prins nimic. Așteptăm atras de 2-3 ore, așa ne-a păcălit. Probabil că ne-a auzit că facem borș de pește. Nu, azi nu eu, azi nu eu. Asta este undița Carinei, că tu zicea că ne-a luat undiță de 40 lei. Dar vezi că e undiță ca lumea. Da, e undiță. Bă, e chiar mișto. E mică, mare. Și, via... și acum? La crapul pe care urmează să-l ia. Păi și din ce ai făcut o momeală? E momeală de pește? Asta e momeală de pește, dar eu am făcut și acasă. Da? Cu ce? Ce ai pus? Ca să îmbrac acasă. Deci acasă am pus niște griși cu mălai și cu un ou. Da? Griși, mălai și ou. Da. Eu am venit cu scăunelele. Aici e bine? Când a tras aia la fund, gata, hap. Trebuie să fiți atentă, dacă, nu? Să urmăresc aia roz de acolo, nu? Dacă s-a, dacă vezi că trage la fund, exact, așa, tu repede îl prinzi, îl tragi, să nu-l lai, te lupți cu el, știi cum e tu, te lupți cu... Da. Mult succes, avem nevoie de pește, da? Cam cât vă... Pune peștele, dar pune-l de jos, da? Ca să nu... Așa. Să nu sară. Și punem câte unul așa? Cum vrei tu, pune câte unul, așa, frumos. Bravo. Hai zi. Valter, bine te găsit. Mulțumesc. Știi ce lipsește? Mm? Ce lipsește? Sare. Așa, da? Și cât? Ia. Cam așa. Cam așa? Da, e perfect. Salt bay sunt eu. Gata. Bun. Și acum amestecă. Îl mai lăsăm cam 15-20 de minute și după punem borșul, da? Bă, între eu timp... undița că vreau să-l prind eu, dar... Da, nu de alta, dar n-am prins nimic. Vedeți bine că am adus tu, că hai să punem borșul, da? Op. Un litru de borș, mă, cu un litru cui? Un litru. Bă, dar deja oricum miroase foarte bine, deci am senzația că o să fie ceva... Țac! Frumos! Mai lăsăm cam 10 minute și după e gata. Ia, stai să-l miroși eu un pic. Ia. Da. Vai, 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 vai. Și cum arată peștele din interior, sincer, l-ai tăiat super bine și mi se pare că ai, așa, după ochii, ai dat bine grosimea de pește, ce da? Ce trebuie? Abia aștept să-l gustăm. Îl lăsăm cam cât mai merge, vreo 10 cam minute? Cam 10 minute să dea-n fiert și gata. Știi cum îl făcea mamaia mă când era mic? A? Venea la mine și făcea borș de ăla la... Nu știu dacă a prins cineva. La tuci din ăla sau la... Așa. Și venea și făcea mă luat să fie borșul acru, acru, acru. Mai era de așa. Au, acum stai liniștit că iese că trebuie. Iese, n-am venit acuma... să faci. Mă, o să-l prind până-i gata 10 minute. Stați hai, aproape. Doamne. Hai să vedem cum a ieșit borșul de pește. Danf foarte bun de altfel. Miroase foarte bine. Se simt foarte tare roșiile. Borșul se simte. Nu, la final punem niște leuștean, da? Gata, s-a oprit și focul. Și de asta așa. Hop! Țac, gata. Asta se rupe, da? Țac. Ia miroase. Wow, deja miroase. Simți până aici. A? Doamne, l-a schimbat complet, băi băiatule. Hai, Radu. Băi. Ia, faci un uru. Hai. Hai. Cine mai vrea? Adriana? Bă, doar că avem doar 4 linguri. Mai luat. Las că nu-i problema. Ia. Sunt tare curios, crede-mă că... Haideți. E prima dată cum fac. Ce bine arată. Ia, uite-l, bă, băiatule. Wow. Ia, gata, ia. A? Am 4 linguri în... Mai aveți de alea. Ia, la cameră. Ia uite-l. Ia uite-l, bă, băiatule. Ah, o adevărată. Hai că nu frige deloc. Frige, frige. Hai, poți să bine. Hai. Arată foarte bine. Doamne ajută, deci arată așa de bine, pește proaspăt, prins. Am vrut, dar am gătit măcar. Hai să gustăm. Ia să vedem. Prima degustare, da? Băi. E bun. Băi. Eu cu borșul de pește nu prea. Nu? Sincer, am mâncat de două ori, nu prea. N-are mă gust ăsta... așa intens. N-are gust intens. N-are gust intens. Bă, a ieșit o ciorbă extraordinară cu vorba lui Antonio, deci ca la bunica acasă.
e ceva ce, nu știu, eu unul cu ciorbele de pește, ciorbă, borș de pește, cam slăbuț, dar asta e ce trebuie. Da, am terminat și de mâncat, am terminat și de pescuit, n-am prins nimic. Sună și telefoanele. Sună și telefonul fără să fie semnal. Vă dați seama aici la pește? Când dăm rec, atunci merg toate. Din păcate n-a fost o zi, probabil din cauza frigului. Lăsați și voi în secțiunea de comentarii să ne ziceți dacă cumva frigul influențează. Bine, am expertul lângă mine, dar poate... E, mulți zici expert. Ești da? Doar pasionat și atât? Pasionat și atât. Păi da, mă, dar știi cum este, din pasiune ajungi... Milionar. Și asta, bușca se relaxează. Eu meditez acum. Asta a fost vlogul de astăzi, am mâncat borș de pește, foarte bun, am învățat cum să gătesc borș de pește. Atenție, mi-a zis că dacă învăț o să gătesc doar eu și probabil asta o să se întâmple. Acum strângem și uneltele de pescuit și mergem acasă. Eu sper că v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, dați un share să vă aduceți prietenii voștri și până data viitoare v-am pupat, ciao les! Bă, am zis acum pe final când am scos, ia fii atent ce captură a făcut mă. A prins un rac mă, ia, ia uite-l. Bă, dar ce s-a prins săracul. Hai mă, că ai capturat și tu ceva azi. Hai că acum la final, Doamne ajută!